În perioada 15-17 iunie se vor desfășura zilele Spitalului Parhon din Iași, unde participanții vor putea fi prezenți atât fizic cât și online. Deschiderea oficială va avea loc în data de 15 iunie, în aula Alexandru Brăescu din clădirea Nicolae Leon a Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Este un eveniment științific în care profesioniștii din Spitalul Parhon, medici specialiști și medici primari de nefrologie, urologie, terapie intensivă și geriatrie, vor discuta despre patologia pacientului cu afecțiunea rinichiului împreună cu celelalte specialități care interacționează pentru a avea grijă de pacientul cu bol de rinic. Mă refer secții de terapie intensivă din Spitalul Spiridon, pacientul de la cu afecțiuni reumatologice de la Spitalul de Recuperare. Este pentru prima dată când se organizează zilele spitalului. Cred că a fost o anumită emoție legată de faptul că spitalul era relativ, să spunem, supra încărcat de probleme medicale și uneori încercând și probleme administrative, uneori încercând să rezolvi probleme administrative, nu reușești să te ocupi de această parte educațională care, la rândul ei, este extrem de importantă. Zilele Spitalului Parhon sunt creditate de către Colegiul Medicilor Iași și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, iar evenimentul este organizat cu ajutorul Primăriei Municipiului Iași și al Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa.